cu bunăvoie, cu mult seriozitate din partea tuturor. Ne pregătim pentru al doilea turneu semifinal, al doilea turneu din cadrul grupelor, care va fi la Focșani în perioada 29 noiembrie-1 decembrie. Vom mai susține câteva meciuri de verificare la Vaslui. Vor profita de perioada de vacanță și vor disputa mai multe meciuri de verificare. Punem pe tapet alte două meciuri duble cu echipa de la Roman și cam atât ce ține de pregătire. La fel ca la Știința Municipal de Deman Bacău, 6 dintre elevii lui Gabriel Armanu au fost convocați la lotul național. Ne bucurăm că am avut un număr de 6 sportivi convocați la Sighișoara pentru niște testări preliminare. Începem cu Dragoș Anțaru, cu Cornel Cernat Ștefan, Fodorean Cătălin, Broască Ionuț, Ionescu Alexandru și Totir Răzvan, care din păcate nu a putut să ajungă la Sighișoara deoarece a avut o întorsă la genunchi și a rămas acasă.